Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Sănătate și Prevenție. Invitata emisiunii de astăzi este doamna doctor Ioana Lorelai Nassar, care ne va vorbi despre avantajele terapiei laser care se folosește în stomatologie și despre tratamentul cu implanturile zigomatice. Laserul dentar reprezintă o tehnologie modernă care conduce la tratamente mini-invazive de precizie, cele mai multe ori nedureroase, rapide, care reduc considerabil sângerarea și perioada de vindecare. Vă rog să ne spuneți, doamnă doctor, cum funcționează un laser dentar. Sunt mai multe tipuri de lasere în folosința medicilor stomatologi. În genere, și un laser dentar, ca oricare alt tip de laser, este un fascicul de lumină polarizată, focalizat pe o suprafață foarte, foarte mică, care, datorită lungimii de undă deosebite, are penetrare către țesuturile moi sau țesuturile dure. Țesuturile moi înseamnă gingia, tot ce este țesut, limba, pereții interiori ai obrajului, ai obrajilor și așa mai departe. Iar țesuturi dure înseamnă dinții, osul de jur împrejur. Deci la asta ne referim când facem împărțirea între țesut moale, țesut dur. În funcție de tipul de tipul de laser, el este funcțional și activează asupra țesuturilor moi sau asupra țesuturilor moi și dure ca un întreg. Și atunci putem găsi lasere destul de compacte, de o, eu știu, mărimea unei tăvi de prăjituri. Ele sunt așa micuțe și ușor de transportat, iar acest tip de lasere este folosit pentru, are anumite aplicații și putem găsi tipuri de lasere mult mai mari, mai voluminoase, bineînțeles și mult, mult mai costisitoare, ca și dotarea ce o necesită clinica sau cabinetul dentar, și ele pot să funcționeze în alt fel și să fie efective asupra mai multor categorii de țesuturi. Capacitatea laserului de a îmbunătăți calitatea tratamentului stomatologic depinde în mare măsură de abilitatea medicului de a controla puterea și durata de expunere a acestuia asupra țesuturilor moi sau dure din cavitatea bucală. Ce tipuri de lasere se pot folosi în cabinetele dentare? În genere, laserul în folosință către cabinetele dentare are câteva direcții de utilizare. Acum, este foarte adevărat, însuși conceptul de laser are un halo așa de high-tech și așa mai departe. El este folosit cu mult succes în foarte multe manopere, începând cu curățirea, eu știu, banalul de tartraj, igienizare, și continuând cu manopere ceva mai profunde, până care implică o mică chirurgie mucozală, respectiv eradicarea pungilor parodontale. Continuă aceste aplicații ale laserului cu chirurgie mucozală, respectiv realiniere, remodelare mucozală din fel de fel de motive. O să atingem probabil mai târziu și aceste lucruri. Și continuă utilizările cu chiar banalele manopere de albire dentară. Kiturile de albire cu laser sunt extraordinar de, deci au un impact extraordinar de biologic, pentru că, deși, mă rog, sunt foarte des cerute și oamenii sunt destul de încântați, sunt foarte încântați să-și îmbunătățească strălucirea surâsului făcând aceste manopere de albire. Deseori albirea făcută cu instrumente obișnuite, cu lampă obișnuită de albire, în timp afectează dinții în mod negativ și atunci apar diverse căriuțe la marginea gingiei, la întâlnirea dintre dinte și gingie, și zone de hipersensibilitate și așa mai departe. Albirea cu laserul nu produce aceste lucruri, deci este un tip de albire foarte, foarte biologic în comparație cu alte metode și de aceea este foarte larg utilizat.
Celălalt tip de laser care funcționează asupra țesuturilor și asupra țesuturilor dure, el poate fi folosit cu mare succes dinților, la curățarea cariilor și deseori este plauzibil ca aceasta să poată fi realizată fără anestezie dentară, deși cu siguranță, dacă e vorba de carii mai profunde, necesită întotdeauna și acest adaos de anestezie. El se poate folosi și la prepararea dinților pentru primirea lucrărilor, pentru fațetelor și să știți, o folosință foarte interesantă o are în multe țări din America de Sud, de exemplu, știu această statistică de la niște fabricanți de lasere, care spuneau că se vând acolo ca pâinea caldă, pentru că femeile, majoritatea doamnelor, domnișoarelor și-au pus un rând de fațete, unele se sparg, se rup, sunt ciobite și atunci doar cu laserul se pot îndepărta pentru, fără dorind să nu le zăm dinții de sub aceste fațete și în continuare, bineînțeles, urmează a se repune altele. Laserul acționează diferit în funcție de tipul de operație care se execută. Cum va acționa laserul atunci când se folosește pentru o serie de proceduri chirurgicale sau pentru întărirea obturațiilor compozite? Ca și utilizare, zona asta de întărire a obturațiilor compozite mai puțin folosește exact lumina de laser. Există un tip de lumină albastră care se aplică și ele sunt un gen de alt tip de lămpi, dar în ce privește intervențiile chirurgicale, laserul este foarte, foarte apreciat. De ce? Pentru că el face mai multe manopere într-una singură. În genere, chirurgia pentru care se folosește laserul este chirurgia mucozală, deci tot ce ține de frenuri și denumim fren acea părticică din mucoasa buzei care leagă buza de sus de gingia noastră sau buza de jos de gingie sau acea părticică din mucoasa de sub limbă ce leagă limba noastră de podeaua gurii. Și sunt foarte dese situațiile când aceste frenuri sunt foarte scurte și chiar dacă în decursul vieții nu ne dăm seama de acest lucru pentru că există un echilibru între grupele musculare care căptușesc dinții și grupele musculare din interiorul dinților, respectiv mușchii limbii și mușchii obrazului, sunt într-o foarte strânsă corelație și în echilibru, dar în situații când dinții lipsesc, mușchii invadează și se întâmplă fel de fel de tracțiuni, de forțe, au loc fel de fel de forțe care pot să deterioreze situația. Și atunci aceste frenuri e necesar să fie remodelate și optimă este procedura cu laser. De ce? Pentru că ea face, după cum spuneam, două lucruri în unul sau chiar mai multe. Face și incizia, dar și cauterizare și atunci nu mai este nevoie să folosim suturi, nu mai este nevoie ca pacientul să se reîntoarcă. Edemul postoperator, respectiv umflătura de după intervenție, este foarte mică sau inexistentă și vindecarea este mult, mult mai rapidă. Chiar și perioada postoperatorie este foarte mult scurtată. Ce ne puteți spune despre modul în care pot fi folosite laserele pentru detectarea și curățarea cariilor sau în cazul unei sensibilități dentare crescute? Ele sunt foarte, foarte de folos. Mai cu seamă aș spune, de detectarea cariilor o putem face cu examenul clinic și coroborat cu examenul radiologic, deci este un anumit tip de radiografie care se numește radiografie în aripă mușcată și la oricare centru de radiologie sau chiar în unele cabinete dentare unde există aparate radiologie, se interpune între fețele dinților o bucățică dintr-un film radiologic și o altă pătrățică din acest film este lipită de fețele interioare ale dinților și atunci cu acest cond al aparatului de radiologie se prind exact dinții în statusul lor închis și se observă foarte, foarte bine micile carii incipiente sau chiar mai mari din zonele de întâlnire a dinților, interdentar.
Laserul poate fi folosit și el în acest scop, dar el are, ne ajută să observăm aceste mici carii mai cu seamă la dinții frontali. Când acești dinți sunt, au această formă liniară și zonele de întâlnire dintre ele sunt mai dau această transparență, iar laserul poate, raza poate fi observată trecând dintr-o parte în alta și atunci observăm cea mai mică imperfecțiune a dintelui sau cel mai mic defect. Și acesta poate fi o carie sau poate fi o mică pigmentație sau așa mai departe. Iar cu ajutorul laserului se poate prepara extraordinar de bine, se îndepărtează practic țesutul bolnav. Smalțul bolnav oricum, el este subminat, smalțul este format din niște prisme minuscule, microscopice și prismele sunt subminate, iar dedesubtul smalțului este stratul de dentină care este mult, mult mai moale și deseori îndepărtând aceste prisme de smalț subminate ajungem la stratul de dentină care, fiind, pe care fiind moale laserul, bineînțeles cu irigație, deci să nu uităm că acest fascicul de lumină centralizat poate să producă încălzirea țesutului și atunci se irigă. Deci laserul îndepărtează straturile acelea de țesut bolnav și lasă astfel suprafața curată, fără să mai fie nevoie să îndepărtăm mai mult din dintele sănătos. Lucru care e necesar la o preparare convențională. Vă rog să ne spuneți cum poate fi utilizat laserul pentru remodelarea gingivei, în frenectomie și pentru îndepărtarea hiperplaziilor gingivale. Odată ce diagnosticăm acest status de hiperplazie gingivală, și mă bucur că m-ați întrebat acest lucru, pentru că este o situație care poate fi destul de des întâlnită, observăm pur și simplu că gingia este mai roșie, mai umflată, edemațiată și deseori ea se umflă umplând reliefurile aceste nișe dintre dinți. Și atunci vorbim exact de gingie hiperplaziată, iar fondul organismului la care se întâmplă acest lucru este deseori un fond de schimbări hormonale sau când se iau medicamente din anumite grupe. Schimbările hormonale de această natură se întâmplă la fete și la femei în timpul menstruației. Tot timpul, în timpul menstruației, domnișoarele și doamnele au gingia mai sângerândă, mai sensibilă, mai sângerează mai ușor la atingere și chiar și la periaj. De aceea nu este interzis, dar se preferă să nu se facă chirurgie în timpul menstruației, pentru că este posibil ca și vindecarea să nu fie tocmai cea mai bună și atunci se temporizează, sau mai putem găsi acest status în situații în care este vorba de o doamnă care a început menopauza și atunci schimbările hormonale sunt foarte drastice, foarte bruște și se poate ajunge la o situație de genul acesta. O al treilea grupă de pacienți care prezintă hiperplazie gingivală, sunt exact doamnele care sunt în primul trimestru de sarcină. Nu toate, desigur. Sarcina favorizează tot la fel prin schimbările hormonale foarte drastice care se produc în organismul femeii. Sarcina favorizează această hiperplazie gingivală. Iar ea este, trebuie să spun, nu apare din senin. Este declanșată practic de o igienă scăzută, de bucățele mici de tartru, de niște obiceiuri de igienă defectuoase. Deci, tocmai în contextul ăsta de prevenție, cu atât mai mult, în perioade în care avem un stres ridicat, în perioade în care avem niște schimbări hormonale, în perioade în care ne confruntăm cu indiferent ce situație, prevenția și igiena trebuie să fie mult, mult mai riguroase. Iar aplicarea laserului se face extrem de simplu. El are un mâner exact ca un creionaj, ca un pix, și în continuarea lui se montează o ansă, o sârmuliță subțire, și în momentul când activăm pedala care funcționalizează laserul, la vârful acelei sârmulițe se vede o lumină roșie.
Întotdeauna operatorul și pacientul din scaun și asistenta vor purta ochelari de protecție, care sunt niște ochelari mari verzi, și vârful acestei sârmulițe se pune pur și simplu în contact cu frenul despre care povesteam înainte, cu oricare fren, fie el frenul labial, buza de sus sau buza de jos, sau frenul lingual. Tot în această categorie intră și plicile mucoase, deci frenul este bine delimitat aici în față, dar plicile mucoase pot să fie în zona laterală, în zona premolarilor, a molarilor. Și atunci aplicăm pur și simplu, este exact ca un bisturi de lumină. Aplicăm această ansă în contact cu țesutul respectiv și ea retează ușor și fără niciun fel de problemă țesutul atât cât avem nevoie. Este foarte indicat ca în timpul acestei manopere să se facă o aspirație foarte riguroasă. Laserul nu se pune pe țesut sângerând, deci categoric nu. Dacă a început un pic de sângerare în timp când noi facem această intervenție, nu e niciun fel de problemă, dar dacă avem un hematom sau orice fel de altă problemă preexistentă, nu aplicăm laserul acolo. Și gingivectomia, respectiv reducerea acestei hiperplazii gingivale, se efectuează în aceeași manieră. Pur și simplu cu vârful acesta, cu lumina aceasta roșie, cu vârful ansei, se reduce gingia până la nivelul acesta fiziologic, până când dinții sunt în contact corect, armonios și sunt înveliți de o gingie sănătoasă. Ce ne puteți spune despre alte intervenții în care pot fi folosite laserele, precum îndepărtarea tumorilor, albirea dentară și tratamentul inflamațiilor de la nivelul articulației temporomandibulare? N-aș spune că aș îndepărta o tumoră mare cu laserul, pentru că el are o penetrabilitate relativ redusă. De asemenea, îndepărtând o tumoră mare, trebuie să fii foarte explorativ, deci trebuie să mergi din aproape în aproape, să simți țesutul, să-i simți textura, să iei până în margine de țesut sănătos, astfel încât după ce ai scos tumora, trebuie să închizi la loc și trebuie să fie toată zona din jur, doar țesut sănătos. Deci, eu personal n-aș folosi laserul pentru tumorile mari, dar pentru tumorete asemănătoare cu negilor, cu negii sau cu verucile de pe derm, de pe față sau de pe tot corpul, și există tumorete mici de acest gen în zona gingivală, există chiar și mici pete asemănătoare pistruilor. Deci lucrurile acestea le putem îndepărta cu foarte mare ușurință, tot la fel, sau facem un shaving, ca o răzuire a țesutului cu laserul, sau pur și simplu decupăm zona respectivă cu ansa aceasta, cu sârmulița aceasta la vârful căreia se concentrează laserul, și apoi zona care rămâne în urmă este complet curată și nesângerândă, lucru care, repet, reprezintă un avantaj absolut. În ce privește terapia articulației temporomandibulare, aceasta este un lucru extraordinar și este foarte, foarte necesar. Iar în această situație, laserul face o biostimulare. Noi avem foarte dese situațiile la clinică în care pacienți vin cu dureri după, eu știu, traumatisme de diverse tipuri, cu dureri generate de un dezechilibru ocluzal, în condițiile în care dinții nu sunt bine aliniați și mușcătura nu este congruentă, atunci în timp se dezvoltă o disfuncționalitate, mușchii obrazului acționează dezechilibrat, acest dezechilibru, pentru că de o parte au pe ce să funcționeze, deci în dorința de a ne alimenta, bineînțeles, bolul alimentar, mâncarea o vom pune doar în partea unde avem dinți și în partea cealaltă mai puțin sau deloc, iar acest dezechilibru muscular se duce la articulația temporomandibulară și, și aici generează niște dezastre. Deseori merge și mai departe la mușchii scalpului, care sunt conectați cu articulația temporomandibulară, și pacientul se prezintă foarte, foarte des cu dureri de cap despre care nu știe când a fost originea, când, de ce sunt intensificate, deci nu poate să spună foarte multe despre asta și e destul de greu de depistat.
Și atunci, dacă avem inspirația să-i recomandăm niște măsuri simple, ca și alimentație moale, o fizioterapie de articulație cu comprese alternative calde reci, biostimulare cu laser, după cum spuneam, și dacă îi se efectuează acest grup simplu de manopere, el se va simți cu mult, mult mai bine. Iar biostimularea se realizează cu o piesă foarte simplă, nu se mai folosește piesuța aceea ca un creionaj cu ansa ascuțită, ci în alt tip de piesă care se conectează la laser. Piesa este aplicată pe zona dureroasă și, repet, aceasta poate să fie sau articulația temporomandibulară sau oricare zonă dureroasă de pe față, gât și corp. Se aplică după un protocol stabilit, un număr de secunde, și aceste ședințe, la această ședință se revine de un număr de ori, iar rezultatele sunt absolut spectaculoase. Laserul face parte din categoria aparatelor care ajută la tratarea bolii parodontale, dar și la prevenirea acesteia. Rog să ne spuneți, doamnă doctor, cum se realizează tratamentul cu laser aplicat în cazul bolii parodontale? Boala parodontală constă practic în decolarea, în dezlipirea legăturii dintre rădăcina dintelui nostru, care a fost odată sănătos, și țesuturile care îl sprijină. Iar dintele este implantat în această alveolă, în alveola osoasă, în osul maxilar sau mandibular, și legătura dintre dinte și osul de jur împrejur o fac aceste fibre parodontale. Și în situații specifice, când un pacient are anumite grupe de microbi ca cei colonizează gura și când este vorba despre o igienă mai scăzută sau de obiceiuri vicioase sau de fumați, eu știu, și alte lucruri, stresul, eu sincer adaug, consider că stresul ambiental și stresul de zi cu zi este un factor agravant extraordinar de grav pentru parodontopatii, pentru orice boală parodontală. Deci, în aceste situații, se depune tartru și placă dentară și aceste fibre care fac legătura dintre rădăcina dintelui și suporturile din jur, gingia și țesutul osos, sunt distruse. Iar în această zonă, în această nișă, se acumulează foarte, foarte microbi din ce în ce mai mult și intră într-un cerc vicios microbi și toxine, și până când dintele este slăbit în esența sa. Și atunci, ce face laserul? Bineînțeles, după o ședință de igienizare corespunzătoare, vine și, cu ajutorul acestei anse despre care vorbim, pur și simplu sterilizează pereții, sterilizează toate țesuturile de jur împrejur și sterilizează zona asta de microbi și toxine, deci îi distruge realmente, iar țesutul bolnav din jur este cumva răzuit de fasciculul de laser și el are ocazie după aceea să se relipească de țesuta, de rădăcina dintelui. Ce este interesant este faptul că după aceste terapii cu laser este foarte indicat să se facă și niște injectări locale cu substanțe bioactive, cu acid hialuronic dentar, cu plasmă, care vor ajuta foarte mult mecanismele naturale de refacere a țesuturilor și ele vor stimula realipirea gingiei de dinte și, deci, refacerea în întregime a unui ambient sănătos. Acum, există foarte puternic tendința între pacienți ca, odată ce au făcut o terapie extensivă de acest gen pe toți dinții din gură, maxilar, mandibulă, așa, să considere că gata, și-au făcut datoria și să plece să dispară pentru încă niște ani de zile. Sau vin din altă clinică și spun, da, am făcut terapie cu laser, am făcut terapie pentru parodontoză acum anul trecut, acum un an de zile sau doi ani de zile. Nu procedăm așa. Parodontoza este o boală pe care trebuie să știm să o ținem sub control tot timpul, în fiecare etapă a vieții noastre. Și odată detectată,
Și efectuată această sterilizare, după o bucată de vreme, microbii au tendința să se refacă și să reatace zonele vulnerabile. Și atunci noi trebuie să revenim la fiecare 3 luni de zile, la fiecare 6 luni de zile și să reluăm, poate nu măsuri atât de extensive ca prima dată, dar un pachet de bază de măsuri de menținere parodontală și igienizare în contextul cabinet stomatologic trebuie făcute. Tratamentul cu laser contribuie la sterilizarea țesuturilor și a canalului în care urmează să fie inserat un implant dentar. Vă rog să ne spuneți cum este folosit laserul în intervențiile din domeniul implantologiei. Este de foarte, foarte mare ajutor atât în prepararea țesuturilor înainte de inserția implantului, cât și, după cum spuneați, în sterilizarea întregului ambient de jur împrejur. Începând de la etapa de anestezie și apoi incizia țesutului, pentru că implantul, nu uităm, îl inserăm în interiorul osului, care os este învelit de gingie. Și atunci laserul pur și simplu poate să decupeze sau să incizeze această gingie, putem să facem cu ajutorul laserului un orificiu circular, atât numai cât să putem insera implantul nostru, sau un orificiu linie, o incizie liniară, care să ne permită să dezgolim osul, să dăm la o parte gingia și să inserăm mai multe implanturi dacă vrem. Iar folosind laserul are loc și o sterilizare a întregii zone. De ce? Pentru că nu uităm nicio secundă că gura noastră este una dintre cavitățile cele mai încărcate cu microbi. Deci chiar dacă păstrăm o igienă extraordinară, există acești microbi saprofiți, microbii naturali ai acestei cavități și ei vor fi acolo indiferent ce se întâmplă. Dar alături de ei sunt foarte multe nișe tulpini de microbi care alunecă din această zonă de microbi saprofiți către zona de microbi patogeni, iar lucrul ăsta e favorizat exact de orice leziune cât de mică. Cea mai mică pungă parodontală, cea mai mică căriuță, șănțulețele de pe limbă, de exemplu. Eu deseori explic pacienților că este necesar, după periajul dentar, să periem și limba foarte, foarte riguros, pentru că în interiorul acestor șănțulețe tot timpul se pot ascunde microbi. Și atunci utilizarea laserului ne ajută extraordinar de mult, pentru că face exact această sterilizare a ambientului imediat în care noi lucrăm și permite inserarea implantului steril, scos din ambalajul lui, într-un ambient steril și în modul acesta corpul nostru poate coloniza în mod optim toată vecinătatea implantului cu celule noi, cu celule de neoformație. Se poate realiza această lipire, această cimentare a implantului de osul care îl primește, această legătură chimică în timp, ceea ce face, de fapt, reprezintă osteointegrarea sau acceptarea implantului de către corpul nostru. Potențialul laserului dentar de îmbunătățire a tratamentului stomatologic provine din precizia cu care acesta poate trata o anumită suprafață, din controlul pe care medicul îl are asupra puterii laserului și din durata expunerii fasciculului pe țesuturi. Vă rog să ne spuneți care sunt principalele avantaje ale terapiei laser. Primul și în primul rând faptul că deseori folosirea laserului nu implică și o anestezie locală. Majoritatea pacienților care se tem de dentist se tem practic de această primă etapă inițială, injecția și înțepătura. Ori laserul per se elimină necesitatea acestui lucru. 1. 2. După cum spuneam, orice leziune carioasă, o carie cât de mică, implică aceste prisme de smalț, microprisme de smalț subminate, iar treaba asta se propagă cumva în interiorul țesutului și duce la o subminare și a țesuturilor din jur. Ei, folosind o preparare clasică, curățarea cariei clasice cu un instrument rotativ, instrumentele cunoscute din cabinetele stomatologice,
deseori suntem obligați să înlăturăm și din zona de dinte sănătos, astfel încât materialul nostru de obturație să aibă o retenție, să stea acolo, să el să fie primit de o cavitate mai mare și cu niște unghiuri retentive și să nu cadă după aceea. Prin precizia sa, laserul duce la, ne permite practic să îndepărtăm doar zona de țesut bolnav și la marginile ei să creăm niște microretenții care vor ajuta în egală măsură materialul de obturație să stea în locul în care a fost pus. Deci ne permite să prezervăm pe cât posibil din materialul de dinte sănătos și să ajungem la o rezolvare a patologiei foarte, foarte bună. Iar în ce privește hipersensibilitatea dentară, categoric, este un mare domeniu, e un mare, mare lucru în care o mare zonă în care laserul ne este de ajutor și aș zice în egală măsură, n-am pomenit până acum, dar nu știu dacă aveți întrebări legate de asta, dar una dintre folosințele laserului este și sterilizarea canalelor dentare în tratamentele de canal. Cu ajutorul laserelor se pot executa unele proceduri care nu pot fi realizate cu ajutorul instrumentelor tradiționale. Laserele nu pot fi folosite însă în numeroase proceduri de rutină. Vă rog să ne spuneți dacă există unele dezavantaje pe care le poate prezenta laserul stomatologic. Nu vom putea folosi niciodată laserul în proceduri extensive, în prepararea unor carii profunde, pentru că odată va fi nevoie de anestezie și apoi nu avem de unde să știm ce penetrabilitate are către nervul dintelui și se poate ca după obturație să pacientul să aibă hipersensibilitate și chiar nervul să fie agresat și deci să aibă nevoie în continuare de tratament de canal, lucru care altminteri n-ar fi fost necesar. Nu putem folosi laserul tot la fel pentru preparări multiple de coroane, pentru orice înseamnă lucrare protetică mare, extensivă, să presupunem că există cineva cu dinții foarte, foarte cariați de la cap la coadă și ar necesita tratamente de canal și lucrări protetice mari de acoperire a tuturor dinților, laserul este mai puțin eficient. Deci el ne ajută categoric în leziunile mai mici, incipiente, însă este mai puțin efectiv în leziunile profunde. Vorbeam de tratamentele de canal pentru că laserul este un instrument ajutător extraordinar în ce privește tratamentele de canal. Să ne reamintim că în interiorul nervului, în interiorul dintelui avem acest nervișor care este însoțit de vase de sânge și ei, acest complex face vitalitatea dintelui de dinăuntru. În situații în care avem carii profunde, deja nervul este afectat și atunci intervine durerea dentară și foarte bine putem să începem și să facem acest tratament de canal. Când scoatem nervul, curățăm canalul din interior foarte, foarte bine cu ajutorul laserului. Se folosesc niște anse sârmulițe din acestea cu fascicul luminos mai lungi, calibrate pe lungimea rădăcinilor dentare și eficiența sterilizării canalelor dentare este absolut, absolut impecabilă. Deși laserul are avantaje incontestabile, pacientul trebuie să se documenteze și să discute cu medicul stomatolog dacă intervenția la care urmează să fie supus poate fi executată cu ajutorul laserului. Vă rog să ne spuneți, doamnă doctor, în care situații nu se recomandă utilizarea laserului dentar. Sunt foarte multe situații în care laserul este marketat într-un pic exagerat și înțeleasă eficiența acestor tratamente un pic mai mult decât el este în realitate. Nu vom putea folosi laser pentru orice fel de intervenție chirurgicală osoasă, pentru că el nu funcționează pe os, nu funcționează bine pe os și
chiar dacă produce această cauterizare, această vasoconstricție la nivelul țesutului moale, la nivelul gingiei, pe os nu prea avem ce face cu el. Nu putem folosi și nu trebuie să folosim laserul când avem sângerare sau când avem, după cum spuneam, un hematom. El nu va fi eficient și nu are nimic de a face cu zonele cu absces, cu diverse leziuni chistice, leziuni tumorale intraosoase. Extracțiile chirurgicale, iar, sau extracțiile, nu, laserul nu are nicio legătură cu asta. Iar în ce privește dinții în sine, spuneam, el poate fi utilizat și foarte bine venit în ce privește preparările ușoare, preparările pentru fațete și căriuțe mici, dar mai mult decât atât, nu, deocamdată. Eu sunt sigură că vor fi, eu știu, tehnologiile noi din ce în ce mai performante și vom putea face absolut toate manoperele cu laserul, de ce nu, poate chiar robotizat. Da. Pacienții care au nevoie de reabilitări orale complexe, dar care prezintă un câmp protetic maxilar cu resorție osoasă mare, severă, au posibilitatea să primească o nouă dantură fixă. Acest lucru este posibil cu ajutorul unui sistem special de implanturi și anume implanturile zigomatice. Vă rog să ne spuneți ce sunt și prin ce se diferențiază implanturile zigomatice de cele clasice. Aici se vine cu un foarte mare salt în ce privește implantologia ca și disciplină. Pentru că dacă înainte vreme sinusul maxilar era, ne raportam la el ca și sacrosant, membrana sinusală era privită ca ceva de care nimeni nu se poate atinge niciun chip. Acum, din ce în ce mai mult, în ultimii 10-15 ani, limitele acestea sunt sparte. Și de ce? Pentru că au devenit trendy restaurările făcute cu implanturile transsinusale și restaurările cu implanturi zigomatice. La ce ne referim, la ce grup de pacienți ne referim când vorbim de aceste restaurări? Oamenii care și-au pierdut dinții într-un mod traumatic și știm că odată extras dintele lasă osul în urma lui care trece printr-un proces de remodelare și remaniere. Dar dacă extracția a fost traumatică, dacă a fost vorba de o parodontoză foarte avansată care a măcinat osul deja, dacă a fost vorba de un traumatism destul de grav, dacă a fost vorba de extracții seriate, de mai multe extracții odată și persoana respectivă a primit poate o proteză totală care a bătucit, a resorbit osul și mai mult, atunci ne putem trezi cu neplăcuta situație în care pacientul nostru își dorește o restaurare fixă, deci el vrea o lucrare fixă, stabilizată pe niște implanturi, dar nu mai putem să îi le mai punem. Și atunci, dacă nu avem suficientă masă osoasă care să cuprindă implanturile la nivelul obișnuit, deci în zona din față, în zonele laterale, putem recurge la această soluție, implanturi transsinusale sau implanturi zigomatice, iar acestea sunt niște implanturi mult mai lungi decât implantul obișnuit, care se inseră din creasta osoasă de la osul nostru maxilar, trecând prin sau prin interiorul sinusului sau pe lângă peretele sinusului până în osul zigomatic. Deci implantul zigomatic este sau implantul transsinusal este acest tip de implant care se ancorează cu vârful în zigoma, în oasele zigomatice. Tratamentul cu implanturi zigomatice se adresează persoanelor care suferă de atrofii severe ale oaselor maxilare, fiind cea mai bună soluție pentru cei care își doresc o dantură fixă și funcțională. Cum se manifestă atrofiile de os maxilar și care factori pot accelera pierderea osoasă? Principală formă de manifestare este faptul că niciun fel de proteză nu mai stă în gura acelei persoane. În genere, protezele totale sau orice fel de lucrări protetice sunt reținute pe arcadele noastre prin niște factori.
Sau dacă mai avem ceva dinți restanți, dacă mai există câțiva dinți, proteza se poate ancora pe dinții respectivi, sau se pot insera câteva implanturi și proteza se poate ancora pe implanturi, sau dacă este vorba de o proteză totală, ea poate să necesite și un sprijin mucozal. De aceea, protezele totale superioare de sus acoperă și cerul gurii, pentru că au nevoie de această zonă ca să facă acest efect de succiune, ca să poată fi menținute pe câmp. Și când pacientul nostru a purtat o proteză de genul acesta timp de mulți ani de zile, proteza se comportă față de osul nostru exact ca și șaua de pe cal. Când un cal este călărit multă vreme și șaua nu este dată jos, odată ce o dăm jos putem să observăm o rană de desubt. Iar proteza face același lucru, ea nu rănește direct osul, dar prin solicitarea asta tot timpul duce la resorpția osului și resorpția mare, masivă a osului înseamnă de fapt atrofia severă de maxilar. Deci prin atrofie de maxilar noi înțelegem un os atât de resorbit încât nu mai avem niciun fel de teren, niciun fel de posibilitate să plasăm altminteri un tip obișnuit de implant. Și atunci abordarea este să găsim cumva o modalitate ca să se ancoreze două implanturi mai în față și două zigomatice sau chiar patru implanturi zigomatice, dintre care unul este pleacă din zona de premolar până la osul zigomatic și celălalt mai în spate tot la fel până la osul zigomatic. Vă rog să ne spuneți căror pacienți li se poate recomanda tratamentul cu implanturi zigomatice și ce contraindicații pot să existe. Pacienții pot fi de cele mai diverse grupe de vârstă, mai puțin este vorba despre oameni tineri, aș spune, sau foarte tineri, însă vârsta poate începe de la, nu știu, 40 plus, indiferent o vârstă la care, orice vârstă la care pacientul nostru și-a pierdut toți dinții maxilari și nu mai există ofertă osoasă, pentru că dacă avem cât de cât os, este bine să ne gândim la soluții alternative, să punem implanturi obișnuite și să încercăm să protezăm în acest mod. Dar dacă în urma extracțiilor sau în urma purtării protezei sau în urma oricărui proces traumatic osul este atât de distrus încât nu mai permite plasarea unor implanturi obișnuite, atunci se recurge la aceste implanturi zigomatice. Deci este într-un fel o soluție de o ultimă soluție, aș spune, și este de ajutor persoanelor care au suferit de o pierdere osoasă acută sau cronică datorită unui proces sau altul. Această atrofie de maxilar se poate manifesta și prin imposibilitatea oricărui alt tip de protezare, pentru că dacă în alte situații putem face adiții de os, putem face sinus lift, putem să reconstruim și apoi să plasăm un număr de implanturi, sunt situațiile de acest gen extreme în care nu putem să facem aceste reconstrucții și atunci se recurge la implanturi zigomatice. Întrebând de sau luând în calcul contraindicațiile sau eu știu persoanele la care n-ar fi tocmai potrivite, aș zice că osteoporoză gravă n-ar fi potrivită, pentru că implantul zigomatic are nevoie și de o menținere aici în osul maxilar, ori dacă osul nostru maxilar și oricum după o anumită vârstă oasele noastre devin mult mai poroase. Să știți că osteoporoza, deși cunoscută în mare parte la femei, ea se manifestă foarte clar și la bărbați peste o anumită vârstă. Deseori am avut ocazia să constat că pacienții noștri, unii dintre pacienți peste o anumită vârstă au osul foarte, o densitate osoasă foarte scăzută și osul foarte, foarte poros. Și atunci implantul zigomatic are nevoie să fie reținut și de acest os, iar când e vorba de osteoporoză, nu avem unde să-l ancorăm din zona în această zonă inferioară. Și dacă ne-am limitat să credem că doar susținerea în osul zigomatic, care într-adevăr este un os foarte compact, el este un os foarte, foarte rezistent, dar nu este suficient
să rețină în o lucrare protetică întreagă, o restaurare a întregii arcade și categoric va ceda la un moment sau altul. Vă rog să ne spuneți, doamnă doctor, în ce constă tratamentul cu implanturi zigomatice și care este rata de succes a acestuia? El implică o manualitate deosebită și o specializare deosebită. Categoric, nu orice medic stomatolog poate să-l facă și nu este indicat să-l facă. Deci e nevoie ca și medicul care performează această tehnică să aibă o specializare în chirurgie bucomaxilofacială și este nevoie ca el să știe foarte, foarte bine ce face, să fi învățat tehnica cu desăvârșire și nu rare sunt situațiile când e foarte mare nevoie ca el să-și confecționeze un ghid chirurgical. Iar ghidul chirurgical este un dispozitiv ajutător care dirigează prepararea lăcașului pentru implant într-un mod cu totul și cu totul impecabil, astfel încât inserarea implantului să fie micrometrică, exact în locul în care e nevoie să fie, niciun milimetru în dreapta, niciunul în stânga, niciunul în sus, niciunul în jos. De ce? Pentru că trebuie să ținem seama că vârful acestui implant se duce până în apropierea orbitei și este foarte aproape de lojele profunde ale feței. Și cu tot dragul din lume și cu toată dăruirea, nimeni dintre noi nu își dorește ca vrând să facă un bine persoanei din fața lui, în realitate lucrurile să se complice și să ajungă până la a-i face un rău. Și atunci, acestea sunt limitările acestui tip de implant. După cum spuneam, specializarea, supra-specializarea medicului respectiv și cunoașterea foarte, foarte bună, plus minus folosirea unor instrumente ajutătoare ca și aceste ghiduri chirurgicale. Implanturile zigomatice oferă pacienților, indiferent de gradul de atrofie maxilară, posibilitatea de a avea o lucrare fixă pe viață. Vă rog să ne spuneți care sunt principalele avantaje ale implanturilor zigomatice și care este durata de viață a acestor implanturi dentare. În condițiile în care facem o monitorizare foarte bună, respectiv când pacienții reabilitați cu ajutorul acestor implanturi revin la control periodic odată la 4 luni de zile, durata de viață a implantului zigomatic poate fi egală cu durata vieții pacientului. Acum, este necesar să precizăm că lucrările fixate pe aceste implanturi zigomatice se fixează prin niște șuruburi interioare, sunt lucrări fixate prin înșurubare și de aceea este foarte, foarte imperios necesar ca și pacientul nostru să revină la fiecare 4 luni la control și igienizare, pentru că cu aceste prilejuri de control și igienizare, medicul practic desșurubează toate șuruburile alea mici, îndepărtează lucrarea, verifică implanturile, igienizează bine gingia, lucrarea în interior, o antiseptizează și după aceea o repune peste câmpul protetic, o repune la locul ei. Și în condițiile acestea, repet, pacientul are toate șansele din lume să își păstreze implanturile o viață întreagă. Deseori pacienții întreabă și în ce privește implanturile obișnuite, doamna doctor, dar cât o să vă țină un implant? Și eu le spun ceea ce este perfectul adevăr. Un implant poate să țină și cât ține oricare dintre dinții dumneavoastră, dacă îl păstrați corect, dacă monitorizați și igienizați foarte bine și dacă ne vedem periodic pentru aceste reevaluări și odată pe an cu un control radiologic. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă doctor Ioana Lorelai Nasar, pentru informațiile utile pe care ni le-ați oferit în legătură cu utilizarea laserului stomatologic și în legătură cu implanturile zigomatice. Și eu mulțumesc foarte mult, să ne vedem cu bine și sănătate. Pe curând! Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. La revedere!